pentru că efectiv turbina a explodat. Așa. Dacă ții Golf GTI cu cutie manuală, în loc de nuca clasică de pe schimbător, ai o minge de golf. Oare de ce ai o minge de golf? Eu nu pot să-mi dau seama. În acest episod de Auto Vantage, aceștia de dai joacă un rol foarte important. Vă puteți da seama de ce? E ok, o să vă explic pe parcursul acestui review. Dar ca idee, i-am luat ca să se asorteze cu mașina asta. Știu, pare că am înnebunit, dar ce vă pot spune acum la început este că Golf 7 este o mașină absolut incredibilă. Din punctul meu de vedere, este printre cele mai corecte mașini și în același timp este foarte aproape de definiția inițială de hot hatch. Adică tu ești mereu prins de lungul nedelii în cotidianul ăla, într-o rutină care te apasă și te stresează, dar la final de program sau un weekend, ai luat Golf-ul ăsta, ai plecat oriunde și crede-mă că îți va aduce un mare zâmbet pe buze. Așa că, cinematic! Preț o să vorbim un pic mai mult, pentru că este o mașină din 2015 și prețul nu se mai apucă chiar cu astea din 2023. Știm deja că toate mașinile s-au scumpit, chiar și așa, un Golf GTI nu se apucă niciodată la preț de chestia aia care e 160.000 de euro. În 2013, când a apărut GTI-ul Golf 7, pleca de la 26.000 de euro. Am trecut așa repede pe un calculator de la de inflație, am pus niște date pe acolo și în banii din 2023 asta mi-a semnat cam 33.000 de euro. Chiar și așa, nu se apropie decât costă un Golf. Mă rog, în configuratorul din Volkswagen de România nu mai găsești GTI-ul, găsești doar GTE-ul, dar chiar și așa la placă de la 39.000 de euro cu TVA. Și încă un lucru foarte important, mașina asta poate fi considerată un Future Classic. De ce zic asta? Pentru că proprietarul a cumpărat-o în 2018 cu 20.000 de euro și ca idee are 61.000 de kilometri și acum dacă intrați pe motoare de căutare de mașini de vânzare și puneți filtrele astea de aceeași putere, același an, aceiași kilometri, pleacă mașina asta de la 19.000 de euro în 2023, deci practic nu trebuie niciun ban la ea. Încă un lucru bun de știut. Chiar și așa, ce trebuie voi să țineți minte este că dacă vreți o mașină nouă, și apropo, un mic secret, o să apare și second hand Auto Vantage, dar vorbim mai încolo, intrați pe platforma noastră Auto Vantage, plasați o cerere de ofertă și cel mai scurt timp cu putință dealerii noștri parteneri vor reveni pe e-mail cu răspunsul la ofertele voastre. Acolo, dacă e simplu, dacă e greu, vă știți pentru că o să aveți o mulțime de oferte bune din care trebuie să alegeți. Uitați, mai avem încă un fan Golf GTI. Dacă te uiți așa la fața lui, seamănă un pic cu mine. Îți place, a? Da. Mă rog, GTI, de la ce vine? Ei, ca idee, mașina asta nu trebuia să fie aici, pentru că în 74, când a apărut primul model de Golf, au venit niște băieți de ăștia așa cu niște idei mai trezite, tot așa cu părul mare ca mine, și au zis, bă, noi vrem să facem un model mai puternic, un GTI. Și au spus, pleacă, domnule, de aici, că nu facem noi așa ceva. E, până la urmă, raționamentul Volkswagen a fost bătut, nu știu cum, că mi se pare aproape imposibil, și a apărut GTI, care înseamnă Grand Tourer Injection, pentru că primul Golf avea carburator și ăștia au zis pentru GTI hai să facem ceva mai sportiv, să merite prețul ridicat, să merite toată nebunia și toată reclama și au făcut o mașină cu injecție directă. Pentru 74 era o chestie foarte, foarte interesantă și abstractă. Acum să vorbim despre partea exterioară. Păi, ce îmi place mie la Volkswagen Golf este că nu impune niște limite de vârstă, adică poți să vezi foarte bine pe cineva cu un Golf la 18 ani, dar în același timp poți să vezi foarte bine pe cineva cu un Golf și la 80 de ani și nu o să-ți indice nimic. Dar, fiind un Golf GTI, avem această dungă roșie care se continuă foarte frumos și în faruri, în blocul optic, dar fiind modelul pre-facelift, farul arată așa un pic plictisitor din punctul meu de vedere și să vă pun acum o poză cu farurile de la modelul facelift. În același timp avem bara asta de jos mult mai agresivă cu piesele de aer și cu forma asta de con de fagure. Dacă mergem spre lateral, putem să ne dăm seama că avem inscripțiile cu GTI, pentru că na, dacă dai un ban în plus, nu vrei să creadă lumea că tu mergi cu un Golf normal, mergi cu un Golf GTI. Avem niște jante absolut superbe de culoarea neagră pe 17 inci și ce mai place e că avem acești etrieri roșii care se continuă foarte frumos cu bara din față roșie și cu logo-ul GTI de pe lateral tot scris cu roșu și cu elemente de crom. În același timp, pneurile se pot pune de dimensiuni diferite la Golf 7 pentru că este o mașină de performanță, dar proprietarul a ales să le țină standard și sunt de iarnă și sunt 225x45x17. Dacă mergem pe partea laterală, vedem această dungă care se continuă foarte, foarte frumos, dar nu merge până în partea din spate. Atenție, se oprește la ușa din spate. Vedem că avem aceste elemente care sunt mai mult sportive, adică nu au neapărat un efect foarte aerodinamic. Până la urmă este o mașină
cu care mergi prin oraș și faci treaba. Nu este o mașină care are nevoie de o apăsare imensă, că mergi tu pe circuit cu ea și așa mai departe. O chestie care îmi place la nebunie la modelul ăsta de Golf, cum se deschide portbagajul din logo și faptul că dacă modelul are cameră, camera de masager va fi ascunsă tot în această zonă și nu se murdărește deloc. În portbagaj avem un spațiu de 371 de litri, după cum vedeți este plin de echipamente de filmare și alte lucruri, pentru că proprietarul are și un copil, avem și scaun de copil și alte elemente de copii, cum ar veni o sabie cu Spider-Man. Cred că o să-mi cumpăr și eu una, pentru că îmi place foarte mult Spider-Man. Deci că am făcut magie Harry Potter, dacă mai aveam și ochelarii, eram din filmul ăla. Avem și aici cât de cât un difuzor de aer și două evacuări reale, care din punctul meu de vedere, pentru că e una pe stânga și una pe dreapta și nu suntem permanente doar pe o parte, arată absolut superb. A venit timpul să vorbim și despre interiorul de la Golf 7 GTI și să vă explic de ce mi-am ales special Adidas și ăștia pentru această mașină. Și știu deja că cei mai cărcotași dintre voi o să vă legați de materialul ăsta și de cum arată. O să spuneți, ce bă Silviane, că are mamaie în casă traiste de-astea de rafie cu modelul ăsta sau are tataie pe Olsi și pe Cielo. Ei bine, este o întreagă istorie în spatele acestor scaune și acestui design. Pentru că în 1974 a fost angajată prima femeie designer în cadrul Volkswagen, o nemțoică pe nume Gilhard Lullenqvist. Gunhild Lillequist. Doamna asta a fost angajată în 1974 de Volkswagen și ea, înainte de treaba asta, era foarte pasionată de pictat pe porțelan, pe vaze, pe cân de cafea și așa mai departe și a petrecut foarte mult timp în Marea Britanie, unde a văzut designul ăsta peste tot și a zis, foarte interesant, păi hai să fac și eu treaba asta, pentru că ea s-a gândit și o idee foarte bună din punctul meu de vedere că, ok, puteai să pui scaune din piele negre în Golf GTI, dar deja erau prea scumpe și era un pic prea anost interiorul pentru ce voia să fie Golf GTI și pentru ce vrea să fie și acum. Chiar și în ziua de azi tu poți să mergi pe scaune din piele neagră, dar nu merită, că poți să ții textilul ăsta, înțeleg, poate nu arată neapărat foarte bine, dar istoria din spate este foarte interesantă. Și ea din ce a văzut în Marea Britanie, unde peste tot e plaid, așa se zice, plaid seats, și de asta am și eu pe Adidas, a zis, bă, hai să pun asta în mașină să vedem ce se întâmplă. Efectiv, a bubuit. Din 74 toate Golfurile GTI veneau cu materialul ăsta. Și încă un lucru care este absolut genial din punct de vedere al marketingului, dacă ții Golf GTI cu cutie manuală, în loc de nuca clasică de pe schimbător, ai o minge de Golf. Oare de ce ai o minge de Golf? Eu nu pot să-mi dau seama. Pe partea asta superioară a bordului avem o spumă moale care este chiar calitativă și foarte plăcută la atingere. În același timp, dacă coborăm un pic cu mâna, în această zonă avem elemente de piano black cu niște inserții de crom. Aici în zona torpedoului care se deschide amortizat, este capitonat frumos. Avem un plastic un pic mai tare, dar nu este neplăcut la atingere. Adică este un pic din limita segmentului, știi? Parcă și-a dat așa un pic mai mult interesul, dar ok, în zona asta de consolă centrală nu și-a mai dat atât de mult interesul, pentru că este un plastic un pic mai neplăcut la atingere. În zona asta, iar, foarte mult piano black. Aici avem un suport de telefon care este acoperit și încă o chestie interesantă pe care de obicei o vezi la mașini ceva mai luxoase, faptul că suporturile de pahar de aici, două la număr, sunt acoperite. Foarte, foarte drăguț. Nu vreau să fiu răutăcios, dar materialele pe care le-au folosit la Golf 7 sunt mai bune decât ale de pe Golf 8, efectiv. Adică mașina Golf 8 este prea pe raționament și prea mult pe cost cutting. Adică uitați-vă, de exemplu, la buzunarele de pe uși, sunt capitonate. Bun, în zona asta centrală îmi place foarte mult din punct de vedere ergonomic cum este construit Golf 7 GTI, adică totul este la vedere, ai butoane de climatizare fizice, foarte ușor de folosit, la îndemână. În același timp, chiar dacă ecranul este cu touchscreen, ai și butoane pentru scurtături, radio, media, phone, voice, nav, traffic, car, menu, aici v-am arătat că știu să citesc. Potențiometru de volum, aici oprești și pornești sistemul de infotainment și avem și scaunele acestea sunt încălzite și apropo, pentru că au pus acest volan special de GTI, nu pot să ai volan încălzit, dar sincer nu-mi pasă când am volan încălzit, pentru că am un volan GTI care se simte foarte bine în mână. Ok, aici se simte așa un pic că uzura intră mai mult decât în restul volanului, dar este foarte plăcut de ținut în mână și de mers sportiv cu el. În zona aceasta avem PRNDS, senzor de parcare, aici dezactivăm ESP-ul, start-stop, auto-hold, frână de mână electrică, o brichetă, are pachetul de fumători, cum s-ar zice, și o cutieră care nu este neapărat mare în dimensiunile gurii, dar este adâncă, adică îți vor încăpea destul de multe lucruri. Sincer, chiar dacă nu sunt neapărat un mare fan al trăpilor, mergea măcar o trapă sau niște elemente mai deschise de culoare, pentru că mă simt ca într-o grotă, mă simt așa depresiv în mașina asta. Hai în spate! Vedem că
la ușa spate avem o deschidere destul de bună, adică ți încape ușor un scaun de copil și alte lucruri mai voluminoase. Față de Golf 6, la Golf 7 a crescut semnificativ ampatamentul, cât și spațiul interior al habitaclului. Deci se vede foarte bine că am un loc mai mult decât decent la picioare și la cap am aproape 4 degete. Este foarte, foarte bine. În același timp avem și un scaun de copil, nu vine standard. Na. Dar că tot am spus de scaun de copil, aveți mare grijă cu căpăcele de la Isofix, pentru că ele nu au balamale, doar le scoți și vedeți pe unde le puneți, pentru că sunt foarte, foarte ușor de pierdut. Deci mare grijă cu treaba asta. Ce mai găsim în spate? Păi, avem un tunel median foarte înalt, deci practic în mijloc trebuie să stea ori un copil, ori un adult de dimensiuni minimale, ca să zic așa. Din nou, este un spațiu foarte întunecat, adică nu e foarte luminată mașina. Mai avem și aici încă o zonă de guri de aer care se pot închide, deschide, nimic special. Și de observat e că în spate nu ai niciun port de încărcare, n-ai nicio priză, n-ai nimic. Ca spații de depozitare, buzunarele clasice din scaune. Și în ușă, alte spații de depozitare, dar sunt destul de micuțe și nu foarte ușor accesibile. Încă un lucru interesant și practic la Golf 7 GTI, în cotieră ai clasicile două sporturi de pahare, dar mare atenție, avem spații de depozitare mobile, pentru că lucrurile astea se scot de aici și poți să le faci mai mari, mai mici. De exemplu, dacă ai un pahar de espresso, o cană de espresso și ai nevoie de un spațiu mai mic, bum, ai pus aici, nicio problemă. Ai nevoie de ceva mai mare de pus aici și, apropo, vedem că avem și o zonă aderentă, deci nu-ți alunecă lucrurile pe aici, față, spate, stânga, dreapta, scoți astea și așa mai departe. Sunt mobile și le pui cum vrea sufletul tău. Știți că mereu mă plângeam și nu reușeam să găsesc clăpița aia de care tragi ca să ridici capota la mașină? Ei bine, la Golf 7 este mega, mega simplu, pentru că scobitura asta unde bași tu mâna, fix acolo se află clăpița aia, nu mai trebuie să fac eu pe aici căutări de aur, de clăpițe și așa mai departe. Ce avem sub capotă? Avem un motor de 2.0 în 4 cilindri benzină, ce dezvoltă 220 de cai putere cu un cuplu motor maxim de 350 de Nm. Astfel vă prinde 100 în 6,2 secunde, dar asta rămâne de văzut la testul de 0-100. Mie totuși nu știu cât de bune o să fie rezultatele, pentru că a plouat torențial și este foarte, foarte ud pe jos, dar noi încercăm pentru că suntem profesioniști, domnule. Alt aspect de care trebuie să ținem cont neapărat când vorbim de cumpărarea unei mașini second hand, problemele comune pe care le-a avut. Și la Golf 7 GTI am găsit cam 3 probleme comune și destul de importante. Prima și cea mai mare, problemele cu turbina, mai ales la primele modele de MK7, cele înainte de facelift, pentru că efectiv turbina a explodat și se împrășteau o mulțime de schije care ajungeau în intercooler și în evacuare, în sistemul de evacuare, și apărea de acolo o mulțime de probleme. Apropo, legat de turbină, am vrut să vă zic să vă uitați la codul de pe turbo, dacă puteți, sau rugați pe cineva, și dacă suntem în 702, fiți foarte, foarte grijuli, pentru că acolo sunt cele mai mari probleme. Dar, din nou, am văzut pe niște forumuri de la niște băieți de la Volkswagen că ei erau fericiți când le pica turbina, că își puneau turbo de pe Golfer și toată lumea câștiga în ecuația asta. Și a treia problemă, ambreiajul stock de pe GTI este foarte slab, adică dacă veniți și cu cea mai mică modificare la Golf 7 GTI, neapărat trebuie schimbat ambreiajul, pentru că o să pice. Doar câteva chestii care trebuie să țineți cont și să fiți foarte atenți când vă cumpărați această mașină. Din punct de vedere al siguranței, a fost testat Golf 7 înainte de facelift, adică modelul 2012, și a obținut 5 stele la Euro NCAP, 94% protecție la adulți, 89% la copii. Aici vine partea un pic mai slabă, pentru că a avut 64% la sistemele de protecție și 71% la protecția pietonilor. Dar știm foarte bine că normele de siguranță s-au schimbat mult în ultimul timp, așa că au luat și Golf 7 facelift și cei de la Euro NCAP l-au testat în 2019, dar din fericire și acela a obținut 5 stele, deci putem spune că Golf 7 este o mașină sigură. Bun, o chestie pe care am uitat-o să vor la interior și mi se pare importantă, faptul că avem în această zonă, deci ai poziția 0, LR, ca să modifici poziția oglinzilor laterale, dar ai și zona pentru încălzit oglinzile laterale. Un detaliu foarte drăguț. Bun, haideți să plecăm la drum cu Golf GTI 7. Vreau să mai vorbesc un pic despre partea de istorie și mai ales la partea de motoare. Motoarele de pe Golf GTI au fost aspirate cu 2 valve sau cu 4 valve și, ca o chestie interesantă, când a apărut Golf 4, puteai să alegi și un motor aspirat, puteai să alegi și un motor supraalimentat. Și atunci a apărut motorul ăla mega celebru de, cred că e printre cele mai bune și cele mai populare motoare de la Volkswagen, 1.8 turbo de 20 de valve, de el tunai și n-avea moarte, era un motor absolut incredibil. Stai, să luăm de fapt încolo.
din spirit civic, că, na, așa se cuvine, nu vom face testul de accelerare și testul de frânare și nici nu vom merge prea tare cu ea, pentru că în primul rând este ud pe jos, suvirează destul de tare mașina și avem și pneurile de iarnă și na, este și mașina de proprietar. Asta era primul criteriu, dar mă rog, suntem niște profesioniști aici la Autovantage. Neapărat când vă luați un Golf GTI, luați-vă pachetul Performance Line. Pentru că pe lângă aia 10 cai putere, care nu înseamnă foarte mult până la urmă, deci e ca idee, Performance Line costă 1200 de euro. Deci tu primești în plus 10 cai putere, nu înseamnă cine știe ce, că până la urmă, când te gândești la o mașină de genul ăsta, când te gândești la un hot hatch, nu te gândești neapărat la putere, te gândești la dinamică și în mare parte te gândești la manevrabilitate. Deci ai 10 cai în plus, primești frânele de pe Golf R, doar că un aspect un pic diferit, ceea ce este un lucru foarte important, și cel mai interesant și necesar lucru se leagă de partea de diferențial, pentru că pe Golf GTI ai un diferențial deschis. Deci practic, ca să încerc să simplific, se ia un diferențial de tip Haldex de pe puntea spate a unei mașini cu tracțiune integrală și s-a pus pe față. Și tu ai un diferențial deschis, dar care este problema? Faptul că atunci când ești într-o curbă și intri, ai piciorul mai greu pe accelerație și intri un pic mai tare, o să vezi că subvirează foarte, foarte rău, în special roata de pe exterior. În același timp, la mașini care au o putere mai mare, când pleci tare de pe loc, o să ai un torque steering, deci accelerezi tare și o să vireze mașina din cauza accelerației stânga-dreapta. Ai fenomenul ăla de torque steering, care este enervant și la un moment dat poate să fie chiar și periculos. Dacă ai Performance Line, tu ai diferențialul ăsta activ, dar este acționat electric, mai mult electrohidraulic, pentru că el acționează ca un lese de tip Torsen, dar acela fiind un sistem multiplicativ, atunci când nu ai cuplu pe o rată, dacă de exemplu o rată este pe gheață și ai cuplu 0, el fiind un sistem multiplicativ, toată mașina va avea cuplu 0. Ăsta fiind electrohidraulic, nu se întâmplă treaba asta. Deci este un mare, mare plus pe care îl primești din punct de vedere dinamic și al manevrabilității pentru doar 1200 de euro. Deci v-am spus 10 cai putere, în plus sistem de frânare îmbunătățit, dar diferențialul ăla face niște diferențe foarte mari, deci neapărat, neapărat Performance Line. Și vă spun sincer că din toate modelele de Golf de performanță, recunosc că acum nu le-am condus și pe celelalte, adică am fost într-un Golf 6 GTI, în acesta și în rest și într-un GTD, tot un Golf 7, dar în rest nu am mers cu un Club Sport, Club Sport S sau Golf R. Așa. În afară de Golf 7 GTI, Golf 7 GTD și Golf 6 GTI, n-am mai fost și în alte golfuri de performanță, dar tot cred că ăsta este cel mai bun, pentru că m-am uitat la niște timp pe circuite mai tehnice, nu pe aia de viteză, și diferențele sunt foarte mici, aproape egale între Golf GTI și Golf R, pentru că Golf R-ul deja dă în partea de lux, pentru că ai trapă, ai tracțiune integrală, ai scaune din piele, ai mai multe sisteme care adaugă la masa mașinii, ai transmisia DSG în 7 trepte, aici avem un DSG în 6 trepte și la GTI-urile Facelift ai tot DSG în 7 trepte, dar sincer, dacă merge pe o cutie manuală e mult mai bine și oricum mașina asta tot are 1370 de kg, foarte bine, ceea ce este foarte, foarte bine. Și da, adică tu pe lângă Golf GTI mai TCR-ul, ai Club Sport normal care are 265 de cai putere, și mai e și Club Sport S, care este o rachetă de mașină, pentru că în segmentul lui de piață și în anul lui a stabilit recordul pe Nürburgring, ceea ce este foarte, foarte impresionant. Dar acum să ne întoarcem și la această mașină. Deci, prin oraș, dacă mergi decent și îți faci treaba normal cu ea, poți să scoți un consum de 11-12, dacă mergi chiar și mai economic, poți să scoți un consum sub 11, ceea ce este bine, și în afară 7,5 pentru mine este cifra medie. Deci nu este ceva de speriat până la urmă. Îmi place mult că atunci când mergi cu ea așa, în automat, în drive, în mod normal, nu se simte că ar ascunde multe chestii sub capot. Nu se simte că atunci când bași piciorul în ea, ea chiar răspunde. Pentru că merge ca un Golf normal, merge foarte domol. Singurele chestii care poate dau de gol caracterul mai sportiv și mai dinamic, clar, apeși un pic mai tare pe accelerație, se întâmplă niște chestii și o chestie, un lucru un pic mai deranjat după aceea, faptul că pedala de frână nu este foarte progresivă, adică apeși un pic pe ea și zici că mașina vrea să dea cu capul de volan, asta te deranjează de câteva ori. Direcția este destul de grea, dar nu cât să te deranjeze, adică să ai un feedback foarte bun, clar, trebuie să fii un pic mai tare în brațe ca să iei viraje cu Golf GTI generația 7, dar nu este deranjant. Și vedem că aici nu avem moduri de condus, pentru că butonul cu modurile de condus trebuie să se afle aici, unde de fapt este un buton fals acum. Știi, are niște reprize foarte bune. Asta fiind cu 6 trepte,
pleacă un pic mai greu de pe loc, pentru că după aceea la modelul cu 7 trepte, la DSG-ul cu 7 trepte, prima treaptă au făcut-o ceva mai scurtă ca să scape de plecarea aia foarte liniște de la punctul mort. Și treapta a 7 a fost făcută așa mai mult pentru un overdrive, când mergi pe autostradă și vrei să mergi mai economic, să consumi mai puțin combustibil. Bă, dar e foarte bună mașina, ce are combustibilul la care trebuie, că e pe benzină, este ușoară, se așează bine pe drum, adică e... Mi se pare... Deci când te gândești la o tranziție de la o mașină normală pe care o conduci, să zicem un 2.0 diesel 150-180 de cai sau un 2.0 benzină 150-180 de cai în zona aia și pe aceea te gândești să treci la o mașină mult mai sportivă, dar nu vrei să te duci direct în 400 de cai, în ceva, o nebunie de asta pe care... de care ți-e frică că nu o poți controla. Deci Golf GTI este punctul ăla dulce. Este fix tranziția aia care trebuie și apreciez foarte mult cât de bine îmbină viața asta cotidiană și rutina asta zilnică și, să zicem, mersul la muncă sau unde mai trebuie să duci copiii, familia sau chiar pe tine din timpul săptămânii cu escapada aia de weekend, știi? Escapada. Am zis escapada. Cu escapada de weekend. Dacă îți cumperi modelul facelift, o să observi că se extinde foarte mult partea digitală. De fapt, tot dashboard-ul a devenit digital și chiar poți să faci ca la Audi, să ai harta aia mărită în mijloc. Dar, sincer, eu sunt un pic mai mare fan al ceaselor analogice și apreciez mai mult și îmi stănește mai mult curiozitatea fix cum arată așa. Padelele, da, sunt din plastic, nu pot să zic că se simt rău sau se simt plăcut la atingere, sunt definit niște padele simple. Am văzut la mulți posesori de Golf GTI că își pun niște padele mult mai mari, adică pleacă de pe aici și ajung cam până pe aici, ca să fie mult mai ușor de agățat, de prins, de tras de ele. Fiind un model 2015, încă nu s-a introdus filtrul ăla de particule pentru motoarele pe benzină, deci motorul este mai gălăgios și se aude ceva mai plăcut. Pentru fanii mașinilor și mersului mai sportiv, mereu este o adiție plăcută de care nu ne supărăm atunci când ai un motor ceva mai gălăgios. Dar nu e, adică nu e deranjant. Și că tot am ajuns la partea asta de sunete și zgomote, nu întâmpin vreun zgomot prea puternic de la vânt sau de la rulare, chiar și când avem pneuri de iarnă. Și îmi place foarte mult că au făcut în gemuleta acea parte mică triunghiulară, care chiar dacă pare mică rău, îți oferă o vizibilitate îmbunătățită. Da, clar, suspensia este rigidă, adică suspensia a fost mai mult făcută pentru partea asta de sport și dacă e niște limitatoare de astea de viteză mai tare sau dacă intri pe o groapă mai tare, nu o să fie cea mai plăcută experiență, asta vă pot spune de acum sigur. Deci trebuie să fii atent pe partea asta. Pentru că te-ți oferă, este o mașină corectă și, cum a spus și în intro, este extrem de aproape de ce găsesc eu ca o definiție inițială a hot hatch-ului. Tocmai v-am arătat cel mai important aspect la o mașină. Dacă îți face chestia asta la față, du-te și cumpără-o. Nu mă interesează, poate să fie și cea mai janghină mașină, scuzați-mi limbajul, poate să fie și cea mai janghină mașină pentru 99% din populație. Dacă pe tine te-a făcut să faci așa, te-ai dus și-a cumpărat-o. Știu că o să sune ciudat, dar mi se pare o mașină foarte bună de începătorii în ale condusului sportiv și dinamic. Deci Loganul și Golf GTI sunt cele mai bune mașini de începători. În diferite categorii până la urmă, că na, Loganul e la categoria Mosca, asta e la categoria așa mai light, mai pană. Da? Chestia asta este foarte întunecat bordul. Deci afară este lumină, într-adevăr, suntem și în pădurea asta unde clar este mai întunecat decât într-un luminiș, dar acum dacă stau și mă uit așa deasupra interiorului, se pare că e aproape noapte. Ca idee. Și încă o chestie care nu îmi place, oglinzile laterale sunt prea mici din punctul meu de vedere și apar niște unghiuri moarte nedorite, asta din punctul meu de vedere, și nu știu, mergeau un pic mai mari sau unghiul oglinzilor mergeau un pic schimbat. În schimb, oglinda asta retrovizoare și luneta îți oferă toată vizibilitatea de care ai nevoie. A, și încă o chestie foarte interesantă. La mașina asta ai distribuție cu 3 lanțuri. Și unul dintre aceste lanțuri ce face? Are 2 arbori cu contragreutăți
care se învârte două ori mai repede decât arborele cotit. Astfel se elimină aproape toate vibrațiile alea neplăcute de la motorul în 4 cilindri de 2 litri. Chestie tehnică interesantă. Ce părere aveți dacă v-aș spune că din toate golfurile de performanță, GTI-ul este singurul care merită cumpărat? Mă rog, dacă eliminăm club sportesc, da, este tot o altă mâncare de pește. Deci din punctul meu de vedere, dacă vreți un golf de performanță, GTI-ul este alegerea. Peste Air, peste TCR și peste alte nebunii. Mă rog, o să vă las pe voi să vă gândiți, dar vă spun de acum că trebuie neapărat să mergeți la un prieten undeva, la vreun auto house, să faceți un test drive cu această mașină. Eu am fost Silvian Ierimea, nu uitați de un like și de un subscribe, nu uitați de platforma noastră AutoVantage și pa!